Bună seara, doamnelor și domnilor, și bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Gorj Obiectiv. În această seară am alături de mine un absolvent al Universității de Politehnică din Timișoara, dar este scriitor, de fapt, un sibian stabilit la noi în Gorj, mai exact la Motru, domnul Dan Matei, căruia îi spun bună seara și bine ați venit la bună noi. Bună seara și bine v-am găsit! În această seară vom vorbi despre cel mai nou roman publicat, scris de domnul Dan Matei, care a apărut la târgul Gaudeamus și despre care ne va povesti domnul Matei mai multe, pentru că este o carte inedită și un roman apreciat de critici. Și spuneam în descrierea cărții că este o scriitură intensă, violentă și acidă. Da. Deci romanul Galben Electric și-a făcut apariția pe 17 noiembrie 2018 la Târgul de Carte Gaudeamus. Face parte din colecția Avanpost, deci colecția de vârf, de înaintare pe partea de proză românească contemporană. Lansarea s-a bucurat de succes de public împreună cu colegul Teodor Hosu-Longin, care a lansat un volum de proză scurtă. Am avut parte de prezența 150 de invitați, una dintre cele mai numeroase prezențe la Târgul de Carte. Cartea s-a bucurat de prezentare din partea unor scriitori români contemporani extrem de importanți și mă refer la domnul Cosmin Perța, care este și editorul cărții, și la domnul Ștefan Manasia, unul dintre cei mai importanti poeți români contemporani. Domnul Manasia vă asemăna cu Paul Goma. Nu m-aș asemăi cu Paul Goma. Dumnealui zicea și de Paul Goma și de Radu Aldulescu. Referitor la stilul puțin, sau scritura puțin mai intensă, mai violentă, unde prinde elemente ale vieții noastre contemporane, se pot găsi asemănări. Dar, în general, eu zic că scritura mea diferă de autorilor mai sus menționați, având elemente de lirică, de personajele sunt mai mult mai bine controlate din punct de vedere psihologic, au plecat mai mult pe latura aceasta a psihologiei personajelor. Deci, oricum, scritura diferă de cei doi autori mai sus menționați. Spuneți-mi, vă rog, ce găsim în romanul Galben Electric? Înainte de a marșa pe exact pe ce se întâmplă în roman și despre ce este vorba, am un citat favorit din Marin Sorescu, și Marin Sorescu zicea la un moment dat cea de genul ăsta, că formula tradițională i-a surâs crispat și prea profesional, ca să zic așa, și de aceea preferă prospețimea chiar șuie unui lucru perfect plat. Galben Electric se remarcă prin faptul că nu este o construcție plată. Nu seamănă până la urmă cu romanele clasice cu care suntem obișnuiți. Construcția romanului este una ca într-un joc de puzzle. Personajele mai importante ale cărții, aproximativ 7 dintre ele, pornesc din puncte diferite, urmărind traseele unei hărți invizibile și până ajung la un punct de întâlnire. Poveștile lor de viață se întrepătrund și în loc de X-ul comorii, cum e la hărți, acolo în centru, unde trebuie să ajungă, în cazul romanului Galben Electric sunt banalele dreptunghiuri albe ale unei treceri de pietoni. Însă nu e o simplă trecere de pietoni, eu numesc o zonă de trecere. Dacă pentru cei mai mulți trecerea reprezintă de pietoni e o trecere de pe un trotuar pe altul, în carte se trece din realism, nu știu ce, toate zilele, într-un realism magic.
Pentru că dramele personajelor, bine ancorate în realitate, capătă la un moment dat chiar dimensiuni biblice. De acolo și pornește semnificațiile titlului Galben Electric, care este mult mai complex. Dacă în prima fază ai senzația că Galben Electric se referă la un peștișor de culoarea galbenă, care e o specie de cicâde africane, îl numesc Electric Hello, peștele respectiv, la galbenul electric al breaking news-urilor, la știri, când apare galbenul acesta electric, când se anunță o catastrofă, un eveniment important. Până la urmă, galbenul electric, care e și live motivul cărții, în momentul în care, de exemplu, se întâmplă evenimente atmosferice, culoarea cerului se schimbă în galben. Înainte de a porni sau de a avea de a face cu evenimentele centrale ale cărții, cerul capătă astfel nuanțele de galben electric, prevestind cumva evenimentele tumultoase care vor avea loc. Spuneți-mi dacă acțiunea este plasată în timpurile noastre. În general, da. Este acțiunea, e foarte bine definită în spațiu și timp. Personajele au ca punct de întâlnire o trecere de pietoni de pe strada Joseph Lister din București, în fața bisericii Elefterie cel Nou. Însă, în plan secund, se urmărește deportarea țiganilor în timpul regimului antonescian din anul 1942. Deci, o parte din personaje, din acțiunea lor, acționează și în anul 1942. Deci, cele două povești, povestea din vremurile noastre, undeva la, în anii 2016-2017, se îmbină cu povestea din 1942. Și se atinge mai mult sau mai puțin tangențial problema țigănească, modul în care noi percepem așa zisa problemă țigănească, cum a fost atunci în 1942 cu deportarea țiganilor, cum a văzut Antonescu soluția de rezolvare a problemei. Însă, citind Galben Electric, eu zic că percepția și că această problemă este o falsă problemă, pentru că referitor de chestiunea aceasta cu problema țigănească, vă pot povesti și o chestiune, mi s-a părut foarte amuzantă. Știți, când se publică un roman, autorul trimite manuscrisul la mai multe edituri și dacă o editură este încântată de manuscris, se face o ofertă de publicare. Și de cele mai multe ori, până să fie acceptat un manuscris, primește și câteva refuzuri, că este normal. La singurul refuz pe care l-a primit cartea, primul capitol e un capitol foarte dur, în care un personaj principal, unul dintre personaje, este un cetățean de etnie romă care merge la o bancă să ia un credit pentru a-și înființa o fermă de cicâde africane și are în mână o punguță cu peștișorul, ca ce numim, pseudo-peștișor de aur. Și perspectiva primului capitol, pentru că de-aia și pus primul ca să bă șocheze și personajul e numit țigan, e privită din toate perspective și din toate prejudecățile noastre referitor la etnia romă și probabil redactorul respectiv al editurii care a respins manuscrisul a trimis, nu putem publica romanul pentru că nu suntem de acord cu modul în care privește etnia romă, că îi numești țigani, că se atacă etnia. Puteți să fiți catalogat și drept rasist din cauza? Niciun caz, tocmai, tocmai cartea asta din contră elimină orice fel de suspiciune. Nu, tocmai, nu când e suspiciunea, nu are nicio legătură. Scoate în evidență modul nostru găunos de a vedea problema aceasta. Pentru că nu rezolvi e o pseudo problemă. Nu putem să integrăm
pe cineva expulzându-l, trimisându-l undeva, catalogându-l, ci încercând să devină partea societății noastre într-un mod corect și cinstit. Și de aceea spuneam că probabil au citit decât primul capitol și au zis, n-am ce mai departe, a, nu suntem de acord cu viziunea. Păi stai mă, citește până la capăt cartea și vezi că tocmai despre aia este vorba. Ați ales să publicați cartea la editura Paralela 45 și înainte o să vorbim și despre primul roman care a fost dat altei edituri. Cum ați decis dumneavoastră să colaborați cu editura Paralela 45? Am avut norocul, pentru că asta numesc un noroc, să cunosc un scriitor și un om deosebit, domnul Cosmin Perța, care a fost și editorul primei mele cărți. Deci la Tracul Sarte am colaborat tot cu dumnealui la primul roman. Și după 5 ani, dumnealui a trecut editura Paralela 45 și mi s-a părut normal să colaborez cu același editor care s-a îngrijit și de prima carte. Să știți că însă este foarte greu pentru un autor să ajungă la edituri. Pentru că eu numesc există o inflație de autori. Cu toate că piața de carte este foarte mică. 5% din populația n-a citit în viața ei o carte. 2% din populație cumpără carte și din aia 2%, doar 1% citește, că 1% o cumpără de moft, să aibă acolo în bibliotecă, dacă cartea apare frumos, dacă are coperțile cartonate, dacă e scris cu litere aurie, arată acolo frumos ca element de decor. Și în condițiile astea în care piața de carte este foarte mică, avem o inflație de autori pe care eu îi numesc autori de portbagaj. De ce îi numiți așa? Adică oameni care scriu, cei mai mulți dintre ei grafomani, și își doresc să aibă cărți publicate, să dea acolo în CV-ul lor, noi am publicat cartea cu tare, cu tare, cu tare și sunt și 20 de titluri de cărți publicate în 4-5 ani. Și găsesc niște edituri de minuscule sau undeva care nu apar în librării. Deci sunt cărți care nu apar în librării. Scriitorii respectivi plătesc o sumă de bani, undeva între 7-15 milioane de lei pentru un tiraj de 50 de exemplare și cărțile respective mi se pun în portbagaj. Gata, e scriitor, uite asta este carte, are un ISBN, fă ce vrei cu ele, spală-te pe cap. De cele mai multe ori se fac cadou la cunoscuți, la prieteni, familie și așa mai departe. Și modul ăsta de a face literatură este cel mai nesănătos. Pentru că scrii mult și dacă scrii foarte mult, nu ai nici cum să scrii foarte bine. Pentru că, de exemplu, dau un exemplu, am cunoștințe care au scris 10-15 cărți în 3 ani, în 4 ani. Dar fără o valoare semnificativă. Nu au fost semnificativă, dar dacă într-un volum de 100 de poezii sunt două bune, că se întâmplă să fie și, într-adevăr, două bune, dar dacă tu ai fi fost serios cu tine însuți. Și pierd valoarea chiar și acelea două. Da, alea două le puneai deoparte, mai scrieai încă 100, în la 100 mai găseai două și tot așa strângeai și făceai în loc de 10 cărți, una serioasă. Era altceva. Dar fiind o invazie de cărți submediocre, cititorul nu mai știe ce să aleagă. Bă, primesc cartea de la Xulescu, primesc cartea de la celălalt. De ce să mă duc în librărie să mai cumpăr o carte care s-ar putea să fie teoretic la fel de proastă ca și cele pe care le-am primit gratuit? Pentru că există prejudecăți. Se merge pe ideea că literatura română este slabă, că este sub ce se publică în vest, că nu avem scriitori valoroși. Eu chiar la un moment dat am făcut un sondaj de opinie, am mers pe străzile municipiului și am întrebat de la tineri la persoane vârstnice despre câțiva autori care sunt absolut geniali și care sunt autori români. Și am avut surpriza, de exemplu, despre Petru Cimpoieșu, care a scris un roman
excepțional, Simion Livnicul sau Poveste cu Îngeri și Moldoveni, să nu fie auzit nimeni din toți, 200 de persoane întrebate, nu a auzit nimeni. Când i-am spus, cum spuneți-mi și mie, doi autori români contemporani, din 200 de persoane au fost vreo 3 care l-au numit pe Mircea Cărtărescu, care se bucură oricum de notorietate. Notorietate și care în spate Humanitasul și cât de cât cunoscut, dar nu puteau să spună că au lecturat ceva de dumnealui. Și aia spun, e foarte greu, fiind scriitor român contemporan, să-ți vinzi cărțile, să fii cunoscut, pentru că nu te bucuri, și de-aia mă bucură invitația dumneavoastră, pentru că în modul ăsta un autor contemporan e cunoscut. Se aude de o carte de un scriitor român contemporan, că așa să cumpărăm fiecare. Știm, am auzit de Cortazar, de alt scriitor în vogă. Acum toată lumea citește Coelho. Să fim serioși. Este literatură de masă, nu literatură la adevăratul sens al cuvântului. Dar nu știu, în sondajul pe care dumneavoastră l-ați făcut, i-ați întrebat și ce fel de cărți preferă să citească, pe ce teme? Tinerii... Bine, tinerii nu prea citesc în general. Nu, să știți, surpriza este că tinerii citesc. Ce? Citesc cărți de genul ăsta, citesc cărți de genul ăsta fantasy, Harry Potter, Stăpânul Inelelor, cărți din genul ăsta, literatură science fiction, Dune. Deci aici tinerii marșau pe chestia asta, deci pe literatura de acest gen. Dar spre literatura mai puțin comercială nu se îndreaptă, pentru că eu zic că problema apare și din modul în care le este predată literatura la școală. Profesorii nu mai sunt așa, nu sunt dedicați pentru literatură. Fac programa școlară, programa școlară se oprește undeva prin anii 60, undeva la Nichita Stănescu. Cei mai mulți consideră că poeții și scriitorii sunt deja morți. Nu consider, cel puțin nu știu că încă fiecare dintre noi scrie, că suntem... Că există și scriitori contemporani. Da, eu am încercat la un moment dat să fac la Mutru un cenaclu, în care am funcționat aproape un an de zile, cu tineri din Mutru, de la cele două colegii din oraș, și să știți că erau extrem de interesanți și interesați de subiect. Citau din creațiile lor și de fiecare dată aveam ca subiect în partea a doua un scriitor contemporan și îl descopereau de fiecare dată cu uimire, pentru că nu auziseră un Dan Sociu, de exemplu, sau un Ștefan Manasias, un Claudio Comartin, le era un nume total necunoscut. Și de ce s-a oprit acest proiect la Mutru? De ce s-a oprit? Pentru că generația aceea de copii era undeva în clasa 12-a și au trecut la facultăți și din spate, știți, un cenaclu de ăsta, cum era al nostru, un cenaclu municipal, orășenesc, ar trebui să fie, să punească, avem undeva în cadrul colegiilor pepinieră, deci cadre didactice, profesori de limba română, să selecteze anumiți copii care au talent, care au inclinație, și să-i trimită către cenaclu, unde pot citi, unde pot lua legătura cu... Pentru că, de exemplu, Mutru este un orășel de mici dimensiuni în comparație cu, de exemplu, cu Târgu Jiu sau cu centre universitare. Să știți că din Mutru, la ora actuală, există mai mulți scriitori tineri care sunt destul de bine cotați în cercurile literare și mi-e place tot timpul să-i spun oriunde participi, pentru că e important ca lumea să audă de acești tineri și e, dacă îmi permite să-i numesc, de exemplu, avem pe Mihai Maradia, care este un poet extrem de interesant, pe Marius Aldea, pe Ioana Burgel, deci autori care, Colina Georgescu, autori care
au depășit sfera localității noastre minuscule și au ajuns să publice cărți care au avut parte de cronici, de recenzii la nivel național. Deci sunt autori, plus domnul Nicolae Dragoș, care toată lumea știe și e cetățean de onoare. Deci există un nucleu de autori contemporani în Motru și tinerii ar putea să se îndrepte către acest cenaclu, către întâlnire cu... Pentru că, de exemplu, la Motru, domnul primar Gigergeanu participă toate evenimentele culturale și e o efervescență a activității culturale în ultimii 2 ani, dar, din păcate, v-am spus, am oprit cenaclu pentru că, din spate, nu sunt împinși copiii către genul ăsta de activități. Sunt mai interesați de sport sau de alte... Nu, nici de sport. Sunt cu telefoanele mobile, cu calculatoarele. Sunt profesori dedicați, cum e doamna profesor Corina Georgescu, cum e Claudiu Crețu, Păuna Rodica. Vă dau doar 3 exemple de profesori de limba română care sunt profesori dedicați. Dar marea majoritate, dacă cu 3 flori nu poți să faci o primăvară într-un oraș de 22.000 de persoane, unde sunt undeva, nu știu, la 4.000 de copii, de elevi. Deci trebuie tot sistemul de învățământ trebuie să promoveze creativitatea, gândirea liberă. Noi suntem învățați, hai să învățăm un comentariu, hai să spunem... Dar de alții, nu făcut de noi. Da, știți, să termin ideea. Vă dau un exemplu, eram în clasa a 12-a, ne pregăteam pentru BAC și aveam un profesor, am terminat liceul la Craiova, la numărul 1 în Craiova, și aveam o profesoară și avea pretenția de la elev să spună comentariu motamo, exact. Și fetele care spuneau, că de obicei fetele învățau mecanic, luau 10, 9, în funcție de cât de bine reproduceau respectivul text. Niciodată n-a reușit să învăț un text, îmi pui un text în față și o să-l învăț să spun exact cum vrea respectiv. Întotdeauna am gândesc înainte de a spune și îmi formulez propriile idei. Și treceți prin propriile filtre. Exact, exact. Și eu, ca exemplu, om pasionat de literatură și așa, nu aveam undeva decât întotdeauna nota 7 sau 8, niciodată nu depășeam la doamna respectivă. Și într-o zi am făcut un experiment și am zis, mă, bun, vrei așa? Hai să-ți arăt că pot să fac și eu așa, dar o facem cum vreau eu. La modul în care, când a venit ora respectivă de limba română, m-a ridicat frumos, vreau să vă spun și eu o lecție. Da, te rog. Și am început să spun exact comentariu, însă am spus ca la telegraf. Adică, expresă virgulă, punct. Exact. Și de fiecare dată spunem unde e virgula, unde este punctul, exact cum a spus ea. Și zic, uite, doamna, este identic cu cea noastră, aștept nota 10, dar sper să vă schimbați modul de a preda și de a evalua cunoștințele unui tânăr la limba română, pentru că nu se face așa. Noi continuăm discuțiile cu domnul Dan Matei, însă imediat după o scurtă pauză avem multe de vorbit și vrem să-l cunoaștem așa mai în detaliu pe scriitorul nostru Gorjan. Scurtă pauză de publicitate și revenim imediat. Am revenit, doamnelor și domnilor, alături de mine în studio domnul Dan Matei, scriitor din Motru, care a venit la noi în studio cu cel mai proaspăt roman, Galben Electric, prezentat pentru prima dată, în urmă cu doar câteva zile, la Târgul de Carte Gaudeamus. Și înainte de pauza de publicitate, povesteam un pic despre ce înseamnă să ai o afinitate pentru lectură și că tinerii din ziua de azi nu prea mai citesc cărțile, cel puțin nu pe astea mai neconvenționale, așa, citesc mai mult cărții science fiction sau mai știu eu ce îi atrage pe ei. Dar eu aș vrea să-l întreb pe invitatul meu dacă romanul Galben Electric este un roman ușor sau greu de înțeles pentru cititor. Gradul de dificultate până la urmă e personal pentru fiecare dintre cititori, pentru că dacă ai niște lecturi în spate și ești obișnuit să citești proză contemporană, probabil că nu este foarte dificil. Însă are un filon epic foarte clar conturat,
există dialoguri. Deci, cred că până la urmă nu este un roman greu citibil. Deci, poate fi înțeles de un cititor obișnuit, care să aibă ceva lecturi în spate, dar nu foarte multe. Pentru că nu are pretenții de a fi foarte criptic. Nu. Deci nu e un roman, zic eu, nu e un roman dificil ca stadiu de lectură. Spuneți-mi, sau de unde a pornit această idee pe care ați pus-o în 100 și ceva de pagini? Are 200 de pagini, 216 pagini romanul. Ideea a pornit atunci când am lansat primul roman, Balena și Marele Poet de Apă Dulce, în urmă cu 5 ani la Bookfest. Acolo am găsit și decorul pentru un nou roman și acolo mi-a venit ideea. Și în 5 ani s-a conturat Galben Electric, romanul. Pentru că nașterea lui a fost destul de greoaie, pentru că e un roman puțin altfel. Eu zic că e un roman până la urmă trist. Nu e genul de carte pe care să o iubești. Să zici, mă, te-am citit cartea asta și m-am îndrăgostit de ea. Cel puțin eu, pe bine, cel puțin mi-a inspirat toate energiile scrierea lui și a fost o scriere destul de greoaie. Dacă la primul roman a scris destul de repede sau mult mai repede, Galben Electric a ieșit din sertar, cum se zice, mult mai greu. În aproape 5 ani, dar... Spuneți-mi, domnule Matei, spuneam în deschiderea acestei emisiuni că ați absolvit Universitatea de Politehnică din Timișoara. Presupun că sunteți inginer de profesie. Da, sunt de profesie inginer. De unde dragostea asta pentru lectură, pentru literatură? Întotdeauna am avut înclinația spre literatură. Eram recunoscut pentru compunerile din școală, dar întotdeauna am considerat că educația literară o poți face și individual, fără a face studii speciale. Pe când cunoștințele tehnice nu le poți dobândi decât în urma unei școli tehnice. Și am considerat că le pot îmbina, pentru că societatea noastră nu permite unui scriitor să trăiască din scris. Pentru că am un roman, de exemplu, cum este Galben Electric, drepturile de autor sunt 8%. Vă dați seama, dacă romanul e 30 de lei, la fiecare roman vândut, autorul ia 2,4 lei. Aproape deloc. 2,4 lei pe care îi primește la momentul când se termină tirajul sau primul set de... Și nu se poate trăi din scris. Din scris trăiesc doar scriitorii care au tiraje de peste 100.000 de exemplare și sunt foarte puțini în România. Și ca să trăiești în ziua de azi, să ai o familie, trebuie să faci și altceva. Deci scrisul... A rămas doar o pasiune pentru dumneavoastră. Da, o mare pasiune și e ocupația timpului liber. Dar nu știu, de ce n-ați încercat să vă faceți dascăl, să activați într-un domeniu care să aibă legătură cu arta aceasta? Pentru că eu sunt dezamăgit de sistemul de învățământ românesc, pentru că v-am spus și înainte de pauză de publicitate, nu dezvoltă creativitatea și din contră o îngrădește, și n-am vrut să fac parte dintr-un sistem. Oricum sunt genul de personaj care nu prea face parte din sistem. Sunt puțin cumva mai să zicem atipic. Atipic, da. Oricum și ca scriitor sunt atipii, pentru că e obișnuința ca scriitorul să fie un personaj de la un bătrânel, o doamnă mai închisă, nu foarte... Iar eu sunt un tip la 2 metri, la 120 de kilograme, am făcut și sport și nu prea seamăn eu cu profilul scriitorului, deși este și în categoria asta sunt puțin atipic a scriitorilor.
Haideți să vorbim puțin și despre primul roman apărut în anul 2013, Balena și Marele Poet de Apă Dulce. Spuneți-mi când v-ați hotărât să puneți mâna pe Condei și să vă apucați să scrieți acest roman? Balena și Marele Poet de Apă Dulce, cred că din anii facultății încolțise ideea scrierii acestui roman. Romanul Balena și Marele Poet de Apă Dulce chiar s-a bucurat de o receptare foarte bună din partea criticii. A fost nominalizat cam la toate premiile literare ale anului 2013, iar la retrospectiva anului 2013 a fost singurul roman al unui debutant care a fost nominalizat. Deci în rest erau autori care aveau mai multe romane scoase. Balena și Marele Poet de Apă Dulce a fost singurul roman al unui debutant nominalizat producție relevantă a anului respectiv. Balena și Marele Poet de Apă Dulce m-a obligat și la o cercetare a surselor, pentru că urmărește viața unor personaje dintr-un oraș mineresc. Nu e numit orașul, dar se înțelege că e Motru. Din 22 decembrie 1989 până pe 15 septembrie 1997. Și personajul principal al romanului este un copil de 11 ani, atât avea la Revoluția, în 22 decembrie, și îi urmărește evoluția până în 1997, urmărind, așa o gândisem eu, primii 7 ani ai democrației românești, văzuți din perspectiva oamenilor care au făcut mineriadele, care au fost priviți ca atentatorii la democrația noastră tânără și sălbatică. Și personajul principal din Balena și Marele Poet de Apă Dulce, imediat după Revoluție, refuză să mai părăsească apartamentul în care locuia și să mai meargă la școală și se fixează în fața televizorului. Și toate evenimentele vieții lui au legătură cu ceea ce se întâmplă la televizor. În 7 ani, vă dați seama că stând doar în fața televizorului și nu făcând altceva, capătă dimensiuni uriașe, de aceea și proiectul Balena, că este un personaj supraponderal. Și toată copilăria asta, care nu mai e copilărie, în fața televizorului, e surprinsă în acest roman și e surprinsă evoluția democrației românești prin ochii înfrânților, pentru că minerii sunt niște oameni înfrânți ai democrației românești. Aveau un alt statut înainte de Revoluție, acum sunt pe cale de dispariție. Și în carte sunt surprinse o mulțime de elemente cu conotații istorice, inclusiv la un moment dat este prinsă și revolta minerilor din 19 octombrie 1981, care e unul dintre primele evenimente clar anti-ceaușiste, unde s-a stricat pentru prima oară Jos Ceaușescu. Și e important de menționat în istoria locurilor noastre natale până la urmă. Vorbeam noi că Galben Electric a ieșit un pic mai greu decât primul roman, deși cred eu că primul roman a fost un pic mai muncit și cu informații căutate ca să fie puse în acea carte. Da, bineînțeles. Dar stilul scriturii e puțin diferit, construcția frazelor. Galben Electric nu e un roman, am spus eu asta și a tot repetat, nu este un roman iubibil, pentru că
face o radiografie a societății noastre contemporane fără a mai pune dulcegării și fără a înduci tonul, și e foarte greu să extragi dintr-o realitate care de cele mai multe ori e romanțată, o vedem frumos, să extragi bucățile aceea de adevăr crud și a trece cumva de toate taburile noastre, de toate superstițiile până la urmă, de toate dogmele, pentru că, de exemplu, unul dintre personajele cărții, personajul cel mai drag mie din carte, e un personaj feminin, Camelia, se numește personajul, e soția unui preot și are un întreg proces de revoltă împotriva bisericii, a modului în care se văd lucrurile, dogmele religioase, pentru că relația cu Dumnezeu, cum vede personajul bun din roman, trebuie să fie una personală, dincolo de ceea ce suntem învățați în fiecare zi. Am un alt personaj care nu e numit, nu are un nume în roman, e un tânăr care poartă un tricou cu Chicago Bulls, care în roman are două ocupații favorite. Coada la moaște și coada la promoție la tigăi. Și el... V-ați inspirat din viața reală. Păi tu mai v-am spus, e o radiografie a societății din care trăim, contemporane, da. Exact, și e fără farduri. Tăiem în carne vie. De aia și zice, cei care au făcut, au scris pe coperta a patra, spun că are o scriitură intensă, violentă și acidă. De ce? Că nu asta n-a fost un scop programatic, deci nu mi-am propus chestia asta, dar așa a ieșit până la urmă. Deci dumneavoastră nu v-ați dorit să fiți acid atunci când ați început să scrieți la această carte, dar așa a ieșit. Așa v-ați gândit ca pe viitor să scrieți și altfel de cărți, nu știu, de dragoste, de alt tip de proză? Sau nu vă caracterizează? În fiecare dintre cărțile mele există povești de dragoste. Nu pot, în viața reală se împletesc probleme sociale cu probleme sentimentale și toate sunt surprinse. Deci în fiecare dintre cele două romane există povești de dragoste, chiar unele tumultoase. Dacă îmi prezintă, pot chiar citi de pe coperta primului roman, e un fragment din carte și chiar e o chestie de dragoste până la urmă, zice ceva de genul ăsta, bâșbâi, până la urmă asta e ocupația mea fundamentală. Când Teodora, într-un exces de altruism, mi-a mărturisit, o să mi te dau ție, am zis, Bogda proste, mi-am legat de călcâi un bolovan, mai greu ca întreg pământul, o ancoră pe cerul întunecat ca umbetul unui bivol. Blestemul meu e să o iubesc și când... să o iubesc și atunci când nu mai pot să o iubesc, să o iubesc și când o urăsc. Nu am nevoie de un calapot pentru iubire, pentru orice. Iubirea e ca o gangrenă, ce roade sufletulos, ca un câine rău, ca un capriciu. De multe ori capitulez fluturi lângă ureche o batistă, stea galb, nu te mai prosti, nu ești copil mic. Parcă mă așat în al doilea în stânga, în cute de lucruri mărunte și... Oricum, în fiecare dintre cărțile mele există povești de iubire. Nu m-am gândit, nu știu, dacă nu m-am gândit să scriu un roman de dragoste, ca și gen literar, însă am în lucru un, eu zic că va fi un roman, o chestie care să se adreseze la prima vedere copilor, dar să nu fie până la urmă o carte pentru copii. Se va numi probabil Zmeus Mayor, mă gândesc eu, încă nu sunt 100% decis asupra titlului, însă lucrez la un astfel de roman. Probabil va fi un roman. Pentru că ne apropiem cu pași repede de finalul emisiunii, două întrebări mai am să vă mai adresez. Prima, care este scriitorul dumneavoastră preferat? E o întrebare foarte grea.
pentru că de-a lungul timpului am îndrăgit diversi autori, dar dacă ar fi să numesc unul pe care l-am iubit de-a lungul timpului cel mai mult și pe care am descoperit mai târziu că l-a iubit și Iliada în aceeași măsură, e Giovanni Papini. În romanul Adolescentului Miop, Iliada are și un capitol, se numește Eu, Papini și lumea. La un moment dat, pentru câțiva ani, chiar existam Eu, Papini și lumea. Când propusesem să citesc tot ce a scris Papini și chiar am reușit, pe vremea când citeam Papini, în România, de exemplu, ultima carte a lui nu apăruse, Diavolul, și am pus un prieten să-l copieze cartea de la biblioteca din Roma. Și m-am apucat și am tradus-o cu cunoștințele precare de italiană și mai mult cu dicționarul, să văd ce a scris și în ultima carte, pentru că Papini e un personaj total atipic în literatură. Iliada, fiind puțin dezamăgit la întâlnirea cu Papini, spunând atunci când l-a întâlnit că lumina s-a stins, că nu mai era personajul pe care el și-l imaginase. Dar dintre autorii, cred că el m-a influențat poate cel mai mult sau l-am iubit cel mai mult timp. Însă sunt foarte mulți și scritori sud-americani, exponenții ai realismului magic, scritori americani, un Faulkner, un Cortazar sud-american, un Bio Cáceres, un Borges, deci sunt mult mai mulți. Și mari ruși, în primul rând, Tolstoi. Bun, și ultima întrebare, spuneți-ne de unde pot achiziționa cei care doresc să citească Galben Electric acest roman? Deci, în primul rând, poate fi achiziționat de pe site-ul editurii Paralela 45, e la apariții editoriale. Am înțeles că acum este și la promoție, că prețul e în monomai de 30 de lei cu TVA, acum am înțeles că este la promoție 21 de lei. Probabil o să apară în toate librările care au contract cu editura Paralela 45, nu știu exact lista lor, dar probabil va apărea și în librările din Târgu Jiu, sper să ajungă și la Motru. De obicei, de exemplu, și Banaș Mare Ploie de Apă Dulce era până și pe EMAG, deci probabil va apărea și pe EMAG și Galben Electric, deci se va găsi în librării, în general. Vă mulțumesc din suflet că ați acceptat invitația noastră din această seară. Sper să veniți tot aici la noi și când va apărea acea carte pentru copii, dar nu doar pentru copii, să ne prezentați și nouă. Doamnelor, domnilor, vă mulțumesc pentru atenție și până la o nouă revedere, vă doresc toate bune!